O intersecție din Cluj-Napoca le dă mari bătăi de cap șoferilor. În numai 24 de ore au avut loc 3 accidente produse în mod asemănător. Localnicii spun că în aceeași intersecție au loc zeci de accidente în fiecare lună și susțin că au făcut sesizări către autoritățile locale, care însă i-au ignorat total. Imaginile au fost surprinse de o cameră de supraveghere care se afla în zona unei intersecții din Cluj-Napoca. Drumul pare să le pună probleme mari șoferilor care provoacă zeci de accidente în fiecare lună. Numai ieri au avut loc 3 incidente parcă trase la Indigo. Oamenii din zonă susțin că au cerut ajutor din partea autorităților locale și au făcut nenumărate sesizări către primărie. Cei responsabili însă i-au ignorat pe localnici în mod repetat și nici măcar nu au răspuns la telefon.